Toma. Oricând îi făceau lui Toma cineva vreodată rău, el zicea întotdeauna, las că vede Dumnezeu. Toma, îi ziceau adesea dintre rude și vecini, e greu să trăiești și astăzi ca și cei din tâi creștini. Cum, când unul te lovește să-l rapsi, să nu te răzbuni? Cum să-l ierți și pentru dânsul să mai faci și rugăciuni? Sau când unul îți cere haina și cămașa să-i o dai, cu această învățătură te lași pe gubaș pentru rai? Ai uitat proverbul acela care spune așa frumos, până la Dumnezeu din ceruri te mănâncă sfinții jos. Astfel îi vorbeau lui Toma mulți din cei fără Iisus, dar el nu-și mai luă gândul de la stăpânul de sus. Așa, într-o zi se duse cu boii săi la Arat și acolo când ajunse, vede un lucru necurat. Vecinului de alături, ascultând drăcescul glas, a intrat cu arătura în ogorul lui un pas. Toma s-a mâhnit în suflet, dar a zis în gândul său, nu-l mai dau în judecată, las că vede Dumnezeu. Vecinul, văzând că Toma nu-i zice niciun cuvânt, se gândi, e bună treabă, am de acum mare avânt. O, de-ar fi toți ca Toma, un fel de lasă-mă ca să te las, aș intra cu arătura și la alții câte un pas. Dar ceilalți sunt răi, de cumva și la dânsii aș intra, păi cu dânsii știu bine, ani și ani m-aș judeca. Deci mă mulțumesc cu Toma, că-i un om nepăsător și la anul tot la dânsul am să intru în ogor. Cam așa i-a pus în minte diavolul cel necurat. Și după un an de zile, credeți oare că a uitat? No, că boala lăcomiei se vindecă foarte greu la oamenii aceia care nu îl au pe Dumnezeu. Deci, când sosi primăvara, a venit din nou să are. Intră în ogor la Toma cu o bucată și mai mare. Trage o brazdă, trage două, îi părea că întinerește, văzând singur el cu ochii cum ogorul se mărește, apoi își mai zise în sine, hei, la anul eu socot, cam să primesc de la Toma poate chiar ogorul tot. Și apoi, așa cum se cuvine, boii s-au îmbolnăvit și chiar în ziua aceea amândoi au și murit. A început apoi să plângă, blestemându-se pe el, socotind că-l înșelase necuratul cel mișel. Soarele era la apus, el tot plânge lângă boi, când iată că vine Toma cu o căruță de gunoi. Când ajunge, ce să vadă? Tocmai pe pământul lui, doi boi morți, unul la dreapta, altul în stânga plugului. Doamne, ce înseamnă asta? Se întrebă și el în gând, dar îl lămuri îndată vecinului suspinând. Toma, m-a pedepsit Domnul pentru lăcomia mea. Acum îmi dau eu seama că am făcut ceea ce nu trebuia. Ia-ți, te rog, pământul care pe nedrept ți l-am luat. Nu cumva să mă lovească mai rău cerescul împărat. Și de acum voi ține minte că e drept cuvântul său și de sus, bune și rele, toate vede Dumnezeu. Amin.